Giurgiu a reprezentat o atracție pentru absolvenții de poliție. Nici mai mult, nici mai puțin de 70 de oameni ai legii au întărit colectivul Inspectoratului de Poliție Giurgiu. Numai 5 dintre aceștia însă sunt giurgiuveni. Andreea Ciulacu a avut posibilitatea să rămână în orașul natal și a rămas ca agent la biroul rutier. Florin Boje și Larisa Vasile însă sunt din Telorman, respectiv Dolj, și au dorit foarte mult să ajungă la Giurgiu, un oraș liniștit în viziunea lor. Eu sunt giurgiuvencă deja și pur și simplu mă caracterizează meseria și mi-a plăcut foarte mult și mai mult de atât sunt foarte bucuroasă că am ajuns la Giurgiu. În primul rând m-a atras apropierea de casă, apropierea de un oraș mare precum Bucureștiul, accesul la frontieră, bineînțeles apropierea și de autostrada București-Pitești spre accesul în centrul țării, fiind foarte aproape de Bulintin. Giurgiu mi-a fost recomandat ca un oraș foarte liniștit. Am optat pentru Giurgiu pentru că la mine acasă nu s-a putut. M-am orientat să fie cât mai aproape și să pot să merg și la familie și să pot să lucrez liniștită și să am prieteni care mi-au zis că este foarte liniștit și este bine și frumos aici și așa am ajuns și aici. Din cele 70 de cadre, 19 au ajuns la posturile de poliție rurale, iar celelalte în municipiul Giurgiu și orașele Mihăile și Bolin din Vale. Operativitatea serviciilor se va îmbunătăți datorită prezenței acestor polițiști la Giurgiu, consideră șeful Poliției Giurgiu, Vasile Tache. Tinereța dumnealor este ca orice început de carieră mai greu probabil, dar tinereța dumnealor vrem să o exploatăm pozitiv. În sensul ca o forță de muncă, un plus de forță de muncă față de alți polițiști care sunt la sfârșit de carieră. Iar beneficiarul principal este cetățeanul. Odată cu repartizarea polițiștilor în județul nostru, va crește probabil și siguranța giurgiuvenilor. De acum sunt mai mulți ochi care să vegheze pentru ei.